Ați trecut în turul 2, împreună cu echipa de consilieri, candidați în consilieri. Asta înseamnă că este și mai mult de lucru. Ce vreți să faceți? Prioritar pentru noi este drumul central din Comuna Crătiești, pentru că locuitorii comunei îl așteaptă reparat și aș fi dorit să găsim cu guvernul o soluție pentru a-l repara. Guvernul pune la dispoziția administrației publice locale fondurile pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. Dacă în 2023 am reparat 400 de kilometri de drumuri, începând cu anul viitor, vom avea posibilitatea să finanțăm până la 1000 de kilometri pe an. Dar depinde de dumneavoastră, de echipa de consilieri și dacă veți munci, și sunt sigur că veți munci asidu împreună, cu siguranță veți putea avea susținerea corespunzătoare. Domnul Felicitări! Ministru, vă mulțumesc pentru suport și susținere și sper colaborarea noastră să ne aducă mai multe proiecte pentru Grătiești și Hurbaca. Neapărat!